cât este 1 din 9, 8, 86 de mii și 875. 86 din 875 în câte zile? Adică dacă mulțim pe 365, cât am zis într-un singur an, 9.125, dacă mulțim cu 9, depășim pe 86, 9 ori 5, 45, 5 și 4, 9 ori 2, 18. Deci nu avem cum să facem o bățea sau milionul la așa, decât prin mersul invers, proba cu mulțirea și prin încercări ca să mă apropii cât mai mult de valoarea asta. 9 ori 5, 45, 9 ori 2, 18, 22, 9 ori 9, 2, 11, 9 ori 9, 81 și 1, 82. 82, mai rămân acolo 3.000 și ceva, dar nu cu 3.000 și ceva, numai sau 4.000, nu mai acopăr eu un an. Deci, 909 ani este bine, aproximativ, pentru era și mai rămâne încă pentru al 110-lea an. Și pentru anul următor mai rămâne o sumă, nu o mai putem acoperi. Problema este foarte tare aici pentru nivelul lor, ca să faci mulțiri și împărțiri, să vezi anul, să vezi nu știu ce, să te întorci. Deci este dură. Acum, la nivelul lor, coborâm cât putem pe mersul înapoi cu proba înmulțirii. Ai văzut alte și aura cu 10, pe când la 30, 40, 7, 25, 80 și pe urmă 100 și pe urmă 300 și 65, de 6 ori spuneam așa, până când îi convingem că merge și așa și dacă ajung să cunoască tabla mulțirii foarte bine și să facă prin forma asta, este performanța foarte bună. Bănesc că acolo trebuie să ajungeți, să știi și chestia asta. Da? Repet, copilul de clasa a doua, care acum, cum e Ana, între a doua, am făcut asta, viteză maximă, spun el, tabla mulțirii o stăpânești binișor, mai ales pe câte o bâlbâială și o și vedeți în film, dar merge. Și este încântat că în loc să facă adunarea ce e repetată, că el merge cu 10, cu 100, cu nu știu ce acolo, și spune, dar nu-mi place deloc. Hai să facă așa viteză maximă, o lobosește când se facă treaba asta. Da? Eu insist ca să aibă control dublu, îi spun de fiecare dată. În concluzie, astea au fost problemele. Sigur, la unele am avut răbdare să stau mai mult, la altele m-am grăbit un pic. Acum, în discuție, așa, acolo, luând de la mine, mie mi-e greu, neavând feedback-ul. Dacă le fac cu copilul acela, problemele acestea, mi este mai la îndemână. Nu l-am avut astăzi, n-am primit astăzi problemele, m-am grăbit să le fac acum să le încarc și să le putem vedea. La revedere, Ana!